Bună seara, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Localitatea Saelele din Teleorman, unde a copilărit Liviu Dragnea, a fost executată silit de societatea Teldrum. Decizia judecătoriei din turnul Măgurele vine după ce primăria nu a plătit lucrările de canalizare realizate în comună. CCR a admis marți parțial obiecția președintelui Iohannis referitoare la modificarea legii privind statutul aleșilor locali. Astfel, proiectul de lege se va întoarce în Parlament pentru ca articolele declarate neconstituționale să fie puse în acord cu decizia CCR. Consiliul General București va dezbate joi rectificarea bugetară propusă de primărie. Conform proiectului, administrația străzilor va avea fondurile tăiate cu aproape 153 de milioane de lei, iar cea a spitalelor cu 48 de milioane. În același timp, 70 de milioane de lei vor merge la instituții din domeniul cultură, recreere și religie. Vremea caldă a făcut ca mai mulți castani din Ploiești să înflorească din nou pentru a doua oară în acest an. Localnicii admiră copacii de pe Bulevardul Castanilor, însă spun că acest lucru anunță o toamnă secetoasă. Ambasada Statelor Unite din Australia a fost nevoită să se scuze după ce a trimis un e-mail oficial care conținea o invitație la o petrecere în pijamale, însoțită de imaginea unei pisici îmbrăcate într-un costum Cookie Monster, care ținea o farfurie cu biscuiți. Ambasada a calificat mesajul drept o eroare de antrenament. În replică, ambasada americană din Noua Zeelandă a publicat pe Twitter un clip video cu o pisică neagră care tastează pe un laptop. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.